sunt Maria de la Question Zene și vă spunem bun venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem mai mult timp liber, așa că am decis să venim în parc, să hrănim rățuștele și să ne bucurăm de natură. Așa că am să vă arăt ce produse am luat cu noi și ce zi special avem. Astăzi am renunțat la geanta voluminoasă, așa că mi-am luat una micuță pentru că nu o să stăm locului deloc. Mi-am pus în ea telefonul, cheile și portofelul, iar în coșul căruciorului am adăugat produsele lui Aaron. Avem la noi micul dejun cu fructe, într-o caserolă foarte practică și micuță, plus apa, la fel care vine în acest recipient. Mai avem o sticlă de apă ca rezervă și șervețelele umede pe care le folosim de fiecare dată. Ca și jucării, avem autobusul pentru că astăzi a decis să joace doar cu mașinuțe și să renunțăm la tren. Plus dinozaurul și, nu în ultimul rând, pâinica pentru rățuște. Este timpul să mergem și în parc, să
ne obosim înainte de somnul de prânz. Să claxonezi. Vrei un șervețel? Uimează să așteaptă mamă. Vrei să mănânci ceva? Aron, ia uite ce s-a mantis. Ia un fiu. Fiecare locușor pentru a obosi, fiecare leagă, fiecare tobogan. Și acum suntem la groapa de nisip. Mami, mami! Și cealaltă? Hai! Noi gata, am ajuns acasă. Acum deja face nani. A dormit mult mai devreme decât trebuia, așa că sper să mai dormă cel puțin 30 de minute, să pregătim prânzul și să o luăm de la capăt. Asta a fost tot, vă mulțumim că ne-ați urmărit aventurile, ne vedem data viitoare cu un nou vlog, așa că mulți pupici!